Bună ziua, fie inima, dragilor, și bine v-am găsit la un nou videoclip despre calculatoare, despre sisteme. Cu ce ocazie acest videoclip, PC Garage m-a rugat să vă povestesc despre noua lor promoție de echipăm gratuit, care va avea loc până pe data de 31 octombrie, deci mai avem aproximativ o săptămână și jumătate. În ce constă promoția asta? Dacă îți cumperi un sistem care să includă orice procesor plus orice placă de bază plus orice placă video, ți se oferă un cadou. Dacă ți se mai până în 2500 de lei, ți se oferă o sursă. Dacă e peste 2500 de lei, ai posibilitatea să iei un SSD. Bun, și am zis, cum să facem mai bine chestia asta decât să prin a face niște sisteme, ca să exemplificăm exact cu ce se mănâncă. Na, acum, ce am rugămintea la voi, înainte de toate, două lucruri mari și tare, una la mână, linkurile din descriere, dacă vreți să mă ajutați și pe mine, folosiți acolo, o să vedeți un cod și vă luați și voi o reducere de 1% la aceste sisteme. Și doi la mână, nu luați de bune sistemele pe care le fac eu. De ce? Pentru că, spre exemplu, sistemul de 2500 de lei, cred că l-am făcut de vreo 2 sau 3 ori. Pe parcursul unei singuri zile se tot schimbă promoțiile, dacă vă vine să credeți. Și practic eu sistemul ăsta acum câteva ore avea altă configurație sub 2500 de lei, ca să înțelegeți cât de rapid se pot schimba promoțiile. Deci aveți grijă, nu luați chiar așa de bună, s-ar putea până ajungeți voi să faceți click pe respectivul wishlist să se schimbe niște promoții de acolo, da? Bun. Cum o să decurgă acest videoclip? O să iau fiecare sistem în parte, o să vă explic ce și cum și de ce am ales. Așa, și o să vă spun pro și contra pentru fiecare, da? Diferența dintre cele două sisteme pur și simplu e un upgrade. Am zis ok, ce aș putea să pun în plus, ce aș putea să scad, ce aș putea să etică, da? Nu am scăzut, am pus în plus, vă spun de acum. Hai să începem cu sistemul de 2500 de lei. Am început de la placa de bază, cea mai ieftină placă de bază care să suporte procesoare de generația 6-a și astfel de plăci de bază, inclusiv astfel de plăci video, pardon, inclusiv un upgrade la, deci ăsta e Maxwell 960 pe arhitectura Maxwell și să suporte noua arhitectură Pascal, da? Adică 1060, 1070, 1080, DC. Deci cea mai ieftină placă de bază care să suporte chestia asta. Atenție, foarte mare atenție la mufele astea. Da, eu nu știu ce monitoare aveți voi, dar dacă vreți o placă de bază care să aibă un VGA, vedeți că ăsta n-are. Da, spre exemplu. Are USB 3.0, m-am asigurat să aibă chestia asta, m-am asigurat să aibă niște conectori pentru tastatură și mouse în cazul în care mai aveți mouse din aia vechi. Așa, dar nu are VGA. Asta n-ar trebui să fie o problemă din cauza faptului că în mod normal nu-ți conectezi monitorul la placa de bază, îți conectezi monitorul direct la placa video. Și atenție la placa video care... Avem așa DisplayPort 3, un HDMI și un DVI, da? Deci nu avem VGA pe nicăieri aici, fraților. Placa video, că venim vorba, este cel mai ieftin 960 cu reducere pe care l-am găsit în momentul de față. Deci este posibil să nu prindeți prețul ăsta, deci mecher la placa asta video, vă spun de acum. Așa, și placa de bază văd că au băgat, nu avea reducere când am băgat-o în wishlist. Mă jur că n-avea reducere când am băgat-o în wishlist. Oh my god, ok. Repede, hai să ne mișcăm rapid de tot. Bun, procesorul. Mi-e atât de ciudă că am ales procesorul ăsta. Dar dacă alegeam un i5, deja treceam peste 25 de milioane. Oricum, nu e bătut în cuie, nu vă spune nimeni să vă duceți acum să luați un sistem de sub 25 de milioane, este un exemplu de sistem, da? Ce e cu procesorul ăsta? Este cel mai puternic procesor dual core generația 6, da? Deci este fix sub cel mai ieftin i5, ca să înțelegeți. i5-ul fiind quad core, da? Pe 4 nuclee. Carcasa este punctul meu slab.
Aici niciodată nu o să știu ce carcasă să-mi aleg. În general ajung să-mi aleg o carcasă super super scumpă. De ce? Pentru că vreau foarte mult spațiu. Mie nu-mi place să mă înghesui într-o carcasă. Totuși carcasa asta m-am uitat, încape placa video, încape și o placă video mai mare. Atâta timp cât, stați să vă arăt, unde ești, mă? Cred că putem să vedem pe aici. Aici s-ar vedea, dar omul ăsta l-a pus pe o așa. Deci în mod normal placa video ar veni așa, da? Vedem că aici este PCI Express, da? Nu încape placa video dacă punem HDD-ul aici. Trebuie pus HDD-ul pe slotul ăsta de aici. Și din moment ce avem un singur hard disk, e ok, o să încapă. Dar ca să știți. Bun. Am terminat și cu carcasa asta. Memoria, un stick de memorie de 8 GB, placa de bază are două sloturi, da, două sloturi de DDR4, deci mai încape încă un stick pe parcurs când vă decizi să mai cumpărați, deci nu este aici o problemă. Nu știu dacă m-am zis, deci am ales un 960. Am ales un 960 pentru că este etalonul la console, ca să zicem așa. Deci dacă îți iei un 950, deja ai un calculator mai slab decât un PlayStation 4. Și nu vrem chestia asta, vrem să avem cel puțin aceeași putere grafică ca și o consolă, da? Deci de la 960 în sus începem să discutăm. Cam atâta. Hard disk-ul am Western Blue ăsta, am vreo 3 sau 4 Western Blue-uri, m-au ținut și acum. Le am, înainte am încercat cu green-ul, dar m-am mutat după aia pe blue pentru că green-ul prea se, au ele o tendință așa să intre în sleep la un moment dat când mai sunt folosite, ceea ce este bine pentru că intrând în sleep își măresc durata de viață per total, da? Dar green-ul ăsta săracul prea vrea să doarmă mult și am trecut pe blue. Ok, deci blue-ul ăsta vi-l recomand din tot sufletelul. Cam atâta pentru sistemul de... Oh my god! Oh my god! Băi, deci nu știu, am început, ați văzut și voi, da? Am început și era sub 25 de milioane, acum e peste 2. Calmate, calmate, ești puternic, ești magnific, așa. Trecem la sistemul de 30 de milioane. Hai să vedem că sunt curios. Deci acum este 3073, da? Hai să dăm un refresh aici. Asta a scăzut. E bine, a scăzut. E ok. Ca să vedeți și voi cât de rapid se pot schimba aceste oferte, da? Hai să vedem ce a rămas la fel. Deci în momentul de față, stai așa ca să facem o diferență. La ăsta vedem că nu avem o sursă, da? Pentru că promoția include o sursă dacă îl cumperi un sistem sub 2500. Aici deja nu mai discutăm de o sursă, nu ne dă nimeni o sursă, ceea ce înseamnă că am pus eu o sursă, dar o să primim un SSD. Ce am zis? Am zis hai să păstrăm hard disk-ul și carcasa. Carcasa din nou, punctul meu slab. Aici rămâne la complet la latitudinea voastră. SSD-ul care ni se oferă la promoție este de 120 de giga. Micuț, micuț. Nu știu voi, dar eu nu mă descurc cu 120 de giga. Deci să zici că, domne, păstrăm doar SSD-ul și mai cumpărăm noi pe parcurs un HDD. De asta am hotărât să păstrez hard disk-ul de 1 tera ca să am unde să pun toate prostiile posibile. Da? Deci pot să-mi instalez Windows-ul și un pic de jocuri pe SSD, dar să-mi rămână harddisk-ul pentru toate restul. Bun, placa de bază. Observăm că am schimbat placa de bază. De ce m-am dus la placa asta de bază? Diferența, hai să vedem. 255, să zicem, versus 336, da? Deci undeva la 80 de lei diferență. Placa asta de bază, stai că vreau să vă arăt. Îmi arătăm poza, te rog. Da? Ca să înțelegem diferență. Deci observăm că avem un USB de tip C, USB-A, care înseamnă că rămâne pornit atunci când este, rămâne alimentat, pardon, atunci când este oprit calculatorul, ceea ce înseamnă că îți poți încărca telefonul cât timp ai calculatorul oprit. Și de asemenea vedem că are în plus un VGA și un HDMI chiar. Deci m-am dus către un minimum necesar pentru conectică. Ăsta ar fi, să zicem așa, calculatorul ideal de început,
dacă nu pot să zic chiar complet de început. Ce am făcut mai? Am închis așa. Hai să dăm asta înapoi aici. Perfect, așa. Deci, pornind de la placa asta de bază, da? În rest, e același lucru, numai că are un pic mai multă conectică. O placă de bază trebuie să aibă ceva conectică, da? Este hub-ul nostru pentru... În ea intră toate cablurile, fraților. Da? Bun. Vedem că am upgradat placa video la un 1060. Dacă... Deci eu în momentul de față, 960 am zis că este etalonul pentru console, ca să zicem așa. Dar ca și tehnologie de viitor, în vara asta a apărut seria 1000 de la Nvidia, da? Este bine să trecem la seria 1000 cât mai rapid posibil. Acum, 1070, 1080, slavă celui dacă ai bani, da? Dacă n-ai bani, 1060 și să auzi zvonuri că ar fi ceva și mai mic de 1060, mai ieftin un pic. Da? Deci dacă vrem să mai așteptăm un picuț să vedem ce apare, dar ca idee, în momentul de față 1060-ul este, ar fi bine să fie minimul pentru un sistem sănătos, hai să zicem așa, pe care să nu mai upgradez 2 ani. Deși acum cum avansează tehnologia asta, deja scade acel 2 ani, să nu mai upgradez un an jumate, să zicem așa. Deci e bine un 1060. Deci l-am ales pe ăsta, iarăși cel mai ieftin 1060, da? Nu ne interesează în rest. E versiunea de 3 GB. Atenție, nu este versiunea de 6 GB. Ceea ce înseamnă că ăsta este competitorul direct al RX 480 de la ATI, da? De la AMD. Ca să înțelegeți. Memoria am lăsat-o aceeași, nu avem nevoie de ceva mai puternic. Procesorul cel mai ieftin i5, deci am trecut la 4 nuclee. Așa, iar sursa m-am dus către acest Enjoy o bronz de 500 de W. Acum sursa care vine în mod normal aici este de 550 de W. Nu trebuie să vă panicați. Aici m-am interesat extins în momentul în care am făcut sistemul pentru Mafia 3. În mod normal, tot sistemul ăsta ar trebui să meargă pe 450 de W fără nicio problemă. Deci 450 de W fără nicio problemă. Chiar mai mic poate să meargă fără nicio problemă. Dar am zis așa, ca să nu vă panichez, să nu vă induc acolo palpitații, hai să lăsăm pe asta de 500 de W. Este bună, n-are nicio problemă, chiar... vine în plus, dacă vă vine să credeți, cu cablu de alimentare. Sursa asta nu are cablu de alimentare. Nu include cablu de alimentare. Just așa, ca să țineți cont de chestia asta. Bun, dragii mei, cam atâta pentru acest videoclip. Eu sper că v-am făcut o idee generală încă o dată. Hai să mai dăm un refresh. Deci 2508. Ia să vedem, a rămas la 2508. A rămas... Și ăsta 30, a rămas și ăsta momentan. Încă o dată, aceste sisteme sunt oarecum ca, făcute ca și guideline, da? Deci ca să vă faceți voi o idee despre ce ar trebui să vă orientați, da? Ideal ar fi să vă orientați către sistemul mai scump, bineînțeles. De ce? Pentru că avem 4 nuclee. Pentru că avem o placă de bază care știe un pic mai multă conectică, ceea ce înseamnă că e pregătită un pic pentru viitor, da? Și de asemenea placa video iarăși un pic mai bine pregătită pentru viitor. Bineînțeles, puteți să upgradați asta fără nicio problemă, puteți să mai puneți un stick de memorie, puteți procesorul să-l luați mai puternic, v-aș recomanda eventual până la un 6600. Să vă duceți fără absolut nicio problemă. Nu cred că e nevoie de K-ul ăla, 6600K, da? Deci i5 6600K, dar un 6600 n-ar fi rău. Așa. Placa video deja cred că mi se pare că are o sare prea mult ca și preț de la 1060 la 1070. Eventual să vă găsiți 1060 cu 6 GB DDR5 în loc de versiunea asta cu 3 GB. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați, am făcut acest videoclip ca urmare a promoției de la PC Garage. Deci v-aș recomanda versiunea cu SSD, că nu strică. Așa. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share. Linkurile în descriere, bineînțeles. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare.